deși ne-a existat un grup de inițiativă care a solicitat organizarea unui referendum acolo pentru demiterea primarului din localitate, din comună. Am transmis memoriilor și tabelul de semnături pe care l-aveau pentru susținerea acestei memorii la Inspectoratul Județean de Poliție, în vederea verificării autenticității semnăturilor și pentru a confirma dacă oamenii aceia au semnat într-adevăr pentru motivul care ne-a fost prezentat nouă analiza. Din primele cercetări efectuate de către cei de la IPJ, este că nu vom face acolo referendum. De ce? Înseamnă că sunt semnături? O parte dintre cetățenii care au fost întrebați, nu-și recunosc semnăturile din tabele. O altă parte spun că atunci când au semnat, mi s-a spus că semnează pentru alte motive. Adică pentru a primi mai mult bani ca arendă, pentru ieftinirea energiei electrice. Au fost întrebați cu cine-i dacă au mers la referendumul pentru demiterea președintului Traian Băsescu. Nu vor fi luate măsuri legale față de cei care au... Părca legea, mințind oamenii? Nu vă putem da mai multe detalii acum, cu siguranță se va mai discuta pe aceste trei. Deci, categoric, e un dosar că n-a făcut fals? Deci, există un dosar. PJ vor vedea atunci și dintre și există și numărul de personal. Știți câte persoane sunt pe cetate? Nu știu, o să vedem primul la demarării analizei. Capul acestei afaceri este privat? Era un comitet de inițiativă de acolo, n-aș putea să vă spun, dar fost primar a avut această inițiativă sau altcineva. Dar cu siguranță va fi printre persoanele cercetate. Posibil. Deci o să analizeze cei de la poliție, de la partea de acestea.